Bine v-am găsit la un nou top, de această dată vorbim despre cele mai bune seriale văzute de mine pe 2023 și pot să o zic fără doar și poate că a fost un an excepțional din punct de vedere a serialelor văzute. Ca de fiecare știți foarte bine că în acest top nu punem doar seriale apărute în 2023 și punem tot ce s-a văzut în materie de seriale în anul respectiv, Așa că, deși multe dintre ele au apărut în 2023, o să vedeți că pe anumite locuri sunt și seriale mai vechi, dar extrem, extrem de bune. Și înainte de a intra în mențiuni, abia aștept să văd și topul vostru în de comentarii, să văd ce mai mi recomandat și voi, ce ați mai văzut și voi, ce seriale poate că am ratat și eu. Așa că abia aștept să continuăm discuția în comentarii. Și haideți să ajungem și la mențiuni, nu sunt atât de multe, însă din punctul meu de vedere sunt destul de bune și după să intrăm și în top unde e crema cremelor. Și acum ca ați văzut și cele patru mențiuni și da, The Last of Us este acolo, nu neapărat pentru că este mai slab decât ce se află în top 10, dar de The Last of Us deja știe toată lumea, sunt sigur că știți și voi, și am vrut să pun în top seriale puțin mai necunoscute. Pe locul 10 se află Clark, un serial suedez cu Bill Skarsgård, un serial despre omul. De la care a pornit sau de la care s-a creat sindromul Stockholm. Deci, e o parodie, o comedie neagră, o dramă destul de puternică în același timp, foarte, foarte bună, cum rar mai vedem pe Netflix. Este, din punctul meu de vedere, ceva ce nu mă așteptam să iasă din partea Netflix-ului. M-aș fi așteptat foarte ușor nu știu, să vedem pe HBO un astfel de serial pentru că este mai diferit decât ceea ce produce Netflix în mod normal. Iar una peste alta, clar că este o miniserie pe care ar cam trebui să o vedeți. O să râdeți foarte mult și o să vă placă la nebunie, mai ales când vine vorba de momente foarte, foarte ciudate și nebune pe care le are acest personaj. Este o producție suedeză, Bill Skarsgård vorbește în limba sa natală și face un rol extraordinar. Bill Skarsgård de mulți ani încoace nu mai dă greș cu absolut nimic. Chit că se bagă în IT, chit că se bagă în Barbarian, chit că se bagă într-o astfel de miniserie foarte underrated precum Clark, omul pur și simplu nu eșuează în a ne surprinde. locul nouă este Babkis, un serial de care ori nu ați auzit, ori l-ați văzut și-l iubiți. Nu aveți cum să fiți la mijloc. Un serial superb cu Pete Davidson pe care știți deja că îl ador și prin acest serial Babkis, Pete Davidson a fost singurul om care a reușit să-l readucă pe Joe Pesci pe ecrane după ultima sa apariție în The Irishman. Deci ca să vă dați seama ce influență are Pete Davison, nu neapărat la Hollywood, dar cât de multă încredere au unii actori în el, omul l-a adus înapoi pe Joe Pesci pentru un astfel de serial extrem de underrated, dar extraordinar de bun. De la un episod care parodiază total seria Fast and Furious până la un episod în care vedem toate dramele și problemele cu alcoolul și drogurile ale lui Pete Davidson, serialul, din punctul meu de vedere, cam excelează pe orice capitol. O să aibă și un sezon 2, abia aștept, și rămâne de văzut ce o să fie. Sunt sigur că o să se mențină în calitate, și scurios curios cu ce o să ne mai surprindă această poveste. Este foarte relatable și este foarte ușor să ne atașăm de aceste personaje, deși 50% din serial este o parodie. Dar când vine vorba de a fi serios, știe foarte bine să fie serios și să trateze anumite probleme pe care ți le prezintă de la început, dar la care ajunge poate puțin mai târziu prin ultimele episoade. Pe locul 8, serialul la care rămăsesem restant din 2022, nimic altceva decât American Gigolo cu al meu, John freaking Burntle. Știți foarte bine că în fiecare an trebuie să fie măcar un top în care se află John Burntle. Anul trecut a fost We Own This City, acum este American Gigolo și trebuie să vedeți această miniserie. Pe lângă faptul că John Burntle rupe ca de obicei și mai nou văd că se axează pe seriale la modul ăla greu de tot. Punisher, We Own City, acum American Gigolo și abia aștept să vedem și Origin, filmul din 2023. Dar American Gigolo este exact ceea ce scrie în titlu și este despre acest personaj jucat de John Burntall care revine după destui ani la pușcărie în această viață de gigolo, în această viață destul de murdară din care nu știe cum să mai iasă pentru că inevitabil ajunge să fie prins și inevitabil ajunge să aibă nevoie de anumite persoane din acel cerc extrem de vicios. Misterul este clădit foarte bine, iar personajele care ajung în contact cu cel al lui John Burntall sunt foarte miștoși și, nu știu, îl completează foarte bine pe el. Veți vedea, ajunge în contact la un moment dat cu un landlord, foarte mișto acea parte, când vine vorba de trecutul cu mama sa, ai poate chiar partea mea preferată și tot acest drum al său spre a deveni un American Gigolo este fascinant și este plin de chestii la care nu te aștepți. Foarte bun și încă o miniserie care a trecut pe sub radar, cum este și Babkis, la fel și Clark, și veți vedea, o să vă mai recomand altele, pentru că de obicei, cam în fiecare an, aceste miniserii create cu extrem de mare atenție la detalii și extrem de multă pasiune, aș putea să spun, trec de cele mai multe ori pe sub dar și aproape că nimeni nu ajunge nici măcar să audă de ele. Așa că pe 7 am pus Halston cu nimeni altul decât Ewan freaking McGregor În orice joacă al nostru Ewan McGregor trebuie să ne uităm Hai să fim serioși, omul nu este doar Obi-Wan Kenobi Că ne referim la Trainspouting sau T2 Până la acest Halston Iwan McGregor deși nu apare atât de mult în filme sau seriale, zic eu că și rolurile cu cap. Pur și simplu este un fan favorite și n-ai cum să nu admiri pasiunea pe care a pus-o în această miniserie numită Halston. Și acum că mă uit la listă, doamne câte miniserii am în acest top. Dar Halston este acel House of Gucci combinat cu Bohemian Rhapsody și cu Devil Wears Prada, dacă vreți, și este absolut superb. Când vine vorba de vizual, de partea de decor, de partea de design vestimentar, serialul excelează. Încă o miniserie foarte bună de la Netflix. Și sincer să si fiu, nu înțeleg de ce nu sunt promovate aceste miniserii chiar de către Netflix. Ok, au seriale precum Stranger Things sau, nu știu, Peaky pe care au trebuit să le scoată în față la vremea lor și altele, nu știu, precum Dark sau ce mai urmează să apară, dar când scot miniserii precum Clark sau Halston, le scot, dar nu auz de ele. las acolo, nu le promovează, pur și simplu le scot ca să fie scoase, deși sunt cu actori precum Bill Skarsgård și în acest caz Ion McGregor. Ei știu totuși. Dar da, Halston pune accent cam pe orice detaliu. Personajul jucat de Ion McGregor, AK Halston, este, este mai mult decât genial și duce acea viață vicioasă de artist, de ai zice chiar geniu. Este extrem de interesant și admirabil ce a reușit să creeze la acea vreme și ce cultura a adus într-o ai zice eră sau într-o perioadă în care nu te-ai fi așteptat sau despre care n-ai fi auzit. Și clar că dacă ești de vârsta mea, cel mai probabil nu ai auzit de Halston, dar ar fi interesant să vezi ascensiunea acestui brand sau acestui nume, acestui om de la acea vreme. Foarte mișto. Pe 6, hai că este un serial pe care poate că l-ați văzut. E vorba de Silo cu Rebecca Ferguson și doamne cât de mult mi-a plăcut. Doamne cât de puțin ne-a arătat acest serial în primul sezon din, din, misterul principal, din întrebarea pe care ne -o punem cu toții ce, ce este acolo afară în lume și cred că tocmai de asta a funcționat de bine. Lumea aceea subterană este extraordinară, m-a făcut foarte tare să mă gândesc la un snowpiercer, dar de o mie de ori mai bun. Rebecca Ferguson este o piesă care completează acest puzzle superb și când vine vorba de structură, mod de organizare, trai efectiv în, în acea lume, mi s-a părut fascinant să vedem cum decurge totul de la oamenii care duc cele mai grele joburi, care urcă toate cele scărzi de zi, până la oamenii care conduc, până la șerif, până la guvernator sau ce erau acolo. Foarte mișto. Adică, din toate părțile am auzit că serialul este de 1000 de ori mai bun ca și cărțile, ceea ce se întâmplă destul de rar, știm foarte bine asta. Sunt foarte curios ce o să vedem de la sezonul 2, sunt foarte curios că o să ne arate din mister în sezonul 2 și una peste alta, silo este foarte bine construit vizual este superb, deși mi se pare că au avut destul de puține șanse să creeze ceva măreț în acel decor și totuși au reușit-o prin anumite momente, dar este mult mai mult decât mă așteptam. Iar Rebecca Ferguson, damn, nu mă așteptam să fie atât, atât de mișto. Și finalul evident că ne-a spart pe toți. Sunt curios cum o se raporteze la Rebecca Ferguson în sezonul 2 și cu ce personaj să primim cel mai mult screen time, dar deși la unele seriale poate ar fi o problemă că ne prezintă extrem de greu sau extrem de lent misterul, ne dă cu porția. Ei bine, aici tocmai asta face acest serial genial. Faptul că ajungi să fii de multe ori mai interesat în personaje și în soarta lor decât în misterul pe care vrei să-l afli din primele minute. Asta mi se pare că este un, reprezintă un writing genial și o poveste per total foarte bine construită, care știe unde vrea să ajungă, dar nu se grăbește într-acolo. Și pe poziția 5 -a, ajungem poate la cu adevărat cea mai underrated miniserie din tot acest top și din nou m-am surprins și pe mine cu câte chestii underrated am pus în acest top. Cum am zis și la topul de filme, dacă vreți chestii underrated de care nu ați auzit și care vă o o plac foarte mult în fiecare an, puteți să ajungeți pe acest canal și o să primiți doza aia de recomandări. Așa că pe 5 se află The Devil's Hour, o miniserie incredibilă pe care o găsiți pe Amazon Prime. Peter Capaldi și Jessica Rain sunt absolut incredibili în această miniserie, iar copilul jucat de Benjamin Chivers este și el senzațional. Este, vă zic de la început, ceva ciudat, ceva plin de misteri, atinge și o parte mai SF, dar mereu se menține acolo. Poate să fie horror în multe momente și va avea twisturi, precum cele din Inception, dacă vrei. În multe momente serialul este un masterpiece și trebuie să fii atent în fiecare secundă. Nu te nu te uita la acest serial lejer, nu te uita tratându-l ca pe un simplu serial, nu. Aici trebuie să fii atent, n-ai voie să ratezi absolut nimic. Și cum o să te țin acest serial când vine vorba de, nu neapărat mister, dar maestria care este creată această poveste, este pur și simplu, wow. Este, nu știu, cred că doar o minte genială putea să creeze o astfel de poveste care în ultimul episod să-ți dea cu twist peste twist peste twist peste twist, să nu te saturi, toate să fie la fel de bune și pur și simplu să-ți spargă capul. Când, deci când vine vorba de twisturi, cred că în seriale, parcă de la devs încoace n-am văzut ceva mai genial și fucked up în același timp cum e aici, în The Devil's Hour. Nu fac tap, haideți că m-am aruncat cu acest cuvânt, dar ceva care să, ne surprindă atât de mult, cel puțin pe mine, m-a dat cu adevărat pe spate. Phil Dunster din Ted Lazo este și el și joacă un rol cu adevărat paralel față de cel din Ted Lazo, nu mă așteptam. Dar The Devil's Hour, prin, din nou, prin maestria lui Peter Capaldi, care este incredibil, Cred că devine o miniserie pur și simplu legenda. Peter Capaldi pleacă pe picior de vilă în această poveste și poate fi comparat în, mult, în foarte multe momente chiar cu villainii din Mindhunter, dacă vrei, chiar cu multe minți de acestea bolnave, dar veți vedea spre final The Devil's Hour nu urmează aceeași rută ca un serial precum Mindhunter. E altceva, pur și simplu trebuie să-l vedeți, așteptați-vă la niște twisturi care să vă spargă capul și o să vă placă la nebunie. Dar, din nou, vedeți-l cu mare atenție și cu mare interes. Și pe locul 4, haideți că ajungem și la ceva mai fun, ceva mai comedic și încă o producție în care l-am adorat, l-am venerat absolut al nostru Anthony Mackie și este vorba despre Twisted Metal. Pur și simplu iubesc deja acest serial. Ador că s-a dat green light-ul pentru sezonul 2 și o să apară și mai multe personaje din jocuri și da, este după faimoasa serie de jocuri Twisted Metal, dar serialul este incredibil. Deci cred că n-am mai râs atât de mult la un serial de foarte, foarte mult timp și cum am zis în topul de filme, în coproducție în care Anthony Mackie nu-că de dă interesul, dar pur și simplu este făcut pentru el acest rol, iar Stephanie Beatrice este completarea perfectă la personajul lui lui Anthony Mackie. Îl avem și pe freaking Samoa Joe care este unul dintre personajele ceva mai crazy din această lume și cred că o să vă placă la nebunie. Și este ceva foarte diferit. Vă asigur că n-ați mai văzut ceva asemănător și cu adevărat momentele extrem de fucked up din acest serial, dar extrem de amuzante în același timp fac serialul un goldmine efectiv. O să te relaxezi la el, o să râzi, o să te distrezi. Ultimele episoade sunt atât de fan din punct de vedere acțiune și lumea aceasta ridicolă, nebună și absolut factapuită reprezintă în același timp ceva la care vrei să te uiți. <fie> și ajungem la ultimele trei. Unul dintre puține seriale despre care am și vorbit în o de separată, și este vorba despre Top Boy. Serialul care timp de vreo două săptămâni m-a ținut cu gândul numai acolo, numai la ce se va întâmpla cu povestea acestor personaje: cu povestea lui Jamie, cu povestea lui Duchess, cu povestea lui Sally și a altor personaje. Un serial pe care trebuie să-l vedeți, am zis și în recenzie, Deci sezonul 3, poate că nu neapărat m-a dezamăgit, dar mă așteptam la mai mult, totuși este un serial superb. Este o producție britanică și știți foarte bine că am, am un punct mai sensibil pentru producțiile pe britanice, dar Top Boy a reprezentat în această vară cu adevărat și un fenomen, dacă aș putea spune. Pentru că a făcut ravagii, mai ales în UK, multă lume, extrem de multă lume l-a urmărit și cu toții cred că așteptam misterul și acel final misterios din sezonul 3. Îmi place că se termină în același timp cu anumite întrebări, îmi place că nu ne că au lăsat loc de continuare, dar nu au încheiat neapărat povestea anumitor personaje cum ne-am fi așteptat pentru funny old school aș zice că este un fel de The Wire adaptat la vremurile noastre și cu acțiunea în UK și ar trebui să-l vedeți pentru că atașamentul de unele personaje pentru mine a fost Jamie, de exemplu, este de nedescris. Și nu te-ai aștepta la asta în momentul în care dai start la serial pentru că nu vorbim aici de niște personaje pozitive, vorbim aici despre niște oameni care sunt văzuți ca niște eroi sau ca niște personaje pozitive, doar de familiile lor sau doar de apropiaților. Este o lume destul de întunecată ce a prezentat în toboi, dar foarte mișto. Este ceva ce se întâmplă, sunt niște povești de care auzim aproape că în, fie, în fiecare zi și Toboi Boy are, are ceva, prin acel slang genial pe care o să-l folosești la câteva luni după ce ai terminat serialul, Top Boy a reprezentat cu adevărat un fenomen ce a depășit porțile UK-ului. Din nou, de la piesele de rap și de UK drill pe care le auzim în acest serial până la acest flair al personajelor și acest slang bolnăvicios de-a dreptul, e ceva cu adevărat special și unic la acest serial. Și pe locul 2 este ceea ce v-ați fi așteptat poate să fie pe primul loc, însă nu, Ahsoka este pe doi și, doamne, cât de mult iubesc acest serial. Când vine vorba de producții Star Wars, hai să zicem seriale. Star Wars este preferatul meu, um, serial live action pentru că, na, nimic nu poate egal da la Clone Wars, dar Ahsoka a reprezentat și a îndeplinit tot, dar absolut tot ce am așteptat și tot ce mi-am dorit de la o astfel de producție. Țin minte cât de entuziasmat am fost în momentul în care s-a anunțat și am primit asta la un nivel de maestrie cum doar Dave Filoni putea să creeze în universul Star Wars încă, încă o producție incredibilă de la Filoni care a primit în acest moment un rol și mai important în Star Wars și mă aștept la producții și mai faine chiar dacă cu greu poate să apară ceva mai mișto decât Asoka sau Andor. În 2022, dacă țineți bine minte, a fost Andor pe 2. Iar acum este Asoka și, doamne, cât de mult iubesc acest univers. Deci, pe lângă faptul că n-am mai fost atât de haipuit pentru un serial, cred că de o eternitate, Asoka nu că nu a dezamăgit nici măcar 0,01%, dar mi-a trecut așteptările și s-a dus cu mult în față. Am făcut și acele reacții aproape săptămânale la Soca, am vorbit în acea perioadă și a fost chiar un baz pe canal, tind, 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 să zic. Și da... Ce, ce pot să mai zic decât că iubesc pur și simplu Asoka. Iar episodul acela incredibil cu Anakin și cu Yanga Soka m-a șocat efectiv, m-a șocat și să văd din nou toată această dragoste care s-a îndreptat uh, spre Hayden Christensen după atâția ani în care a crezut și a trăit cu dezamăgirea pe care a primit-o de atunci din partea fanilor să-l vedem acum în 2023 după atâta timp cum este iubit, poate cel mai iubit actor din Star Wars la momentul actual și să-l vedem într-un astfel de serial cu Ahsoka lângă el și cu personaje precum Sabine sau Fron, care sunt geniale, să-l vedem pe, pentru prima oară pe tron în live action, cum și-a făcut poate cea mai mișto intrare ever în Star Wars. N-am cuvinte să exprim nivelul de adorație pe care îl am față de Soka și respectul pe care îl am față de acest serial, de acest chest, de Dave Filoni și de Star Wars mai ales în anul 2023. Dar da, pentru că nu vreau să vorbim doar despre Asoka în acest top, pentru că nu m-aș mai opri, dacă vreți, aruncați una peste acele episoade pe care le-am făcut chiar când apărea Asoka săptămânal și am vorbit cu spoilere despre fiecare episod. Și ajungem la ultimul serial din acest top și privind acum pe listă, ce an senzațional a fost, cel puțin pentru mine când vine vorba de seriale, pentru că pe locul 1 se află un serial care cred că a intrat într-un top 3 favorit foarte ușor și este vorba despre nimic altceva decât The Deuce. O să vorbesc foarte pe scurt pentru că orice zici zice ar fi inutil, nu pot să exprim în cuvinte masterpiece-ul de serial. Care este The Deuce și nivelul de artă, de genialitate, de maestrie în filmmaking pe care l-a atins The Deuce Cu adevărat doar un serial HBO putea să mă afecteze în halul acesta sau să, să mă țin acolo cum a ținut The Deuce Și James Franco cred că face unul dintre cele mai bune roluri din televiziune existente până în ziua de azi. Joacă doi frați gemeni și reușește să-i portretizeze atât de diferit și reușește cu adevărat să-i facă doi oameni atât de paraleli încât nu ai crede că e același actor care îi portretizează pe amândoi. Și nu vă gândiți, nu doar James Franco este genial în acest serial, dar cu adevărat toate personajele din el sunt atât de miștocreate, atât de reale. Este un serial atât de dark, dar cu un vibe și cu o atmosferă atât de classy, de cozy și cu adevărat acel ultim episod, cred că ne-a făcut pe toți să înțelegem ce a vrut să semnifice și să ne arate întreg serialul. Cu adevărat, cred că la ultimul episod sau, hai să zic, în ultimele 20 de minute, realizăm cu adevărat ce a reprezentat serialul și ce a vrut cu adevărat să se exprime prin acest serial. Este absolut incredibil. Este un noir atât de bun cum doar HBO-ul poate să facă și cum doar HBO-ul a putut să facă în tot acest timp. Cu adevărat, Merită ridicat la acel nivel de artă al serialului HBO precum Sopranos, precum The Wire, precum Oz precum Game of Thrones sau altele. The Deuce este acolo și și merită locul acolo. Dar mai sunt personaje geniale în acest serial, m-aș gândi chiar la personaje jucate de Emily Meadie sau Maggie Gyllenhaal, care sunt incredibile și cu care mergem până în ultimele episoade, deși nu ne-am așteptat. Și mă întorc din nou inevitabil la cel ultim episod care pe mine m-a lăsat în lacrimi. Un episod pe care l-am văzut și nu vă mint, l-am văzut de trei ori după ce am terminat serialul și N-am cuvinte, n-am cuvinte pentru cât de bine este creat acest serial. Prezintă o perioadă atât de specială cum n-am mai văzut o astfel de, de prezentare, poate de la Mad Men încoace. Cred că cu adevărat, doar în Mad Men și în The Deuce, eu personal am văzut o astfel de prezentare a acelei perioade încât să mă facă pe mine nostalgic că n-am fost acolo. Și cu toate acestea, ambele seriale nu prezintă un peisaj atât de neapărat fericit sau atât de luminat, ca să zic așa. Dar îți dă și îți conferă o nostalgie pe care nu ar trebui să o ai. Dar uite că The Deuce face asta. Și poate că ați mai auzit multe recomandări legate de acest serial, dar vi-l mai recomand și eu încă o dată. În continuare este underrated față de hiterele HBO, dar The Deuce este cu adevărat mai mult decât un masterpiece. Din nou, într-un top 3 de seriale favorite all time, 100% acolo cu Mad Men și cu Peaky Blinders așa la, la un prim gând, dar The Deuce este cu adevărat ceva ce ar trebui să vedeți în în această viață. Este în acea listă de nu știu 20-30 de seriale pe care trebuie să le vezi înainte să mori. Hai că am miso și pasta dacă e. Dar ajungem și la final cu încă un top și cu încă un an extrem de bun atât din punct de vedere al serialelor cât și din punct de vedere al filmelor și sper și ca 2024 să fie la fel de la fel de interesant din punct de vedere a produselor văzute am văzut și cei drept destul de multe chestii în 2023 dar sper că de-a lungul acestor topuri ați găsit numeroase recomandări și v-a încântat ce ați văzut din, din, din recomandările mele. Din nou, abia aștept să citesc și topurile voastre în secțiunea de comentarii. Până atunci însă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.